ca la fiecare început de an universitar, Ascor Brașov a organizat campania de sfințire a căminelor în complexul meu, cât și pe colină. Am mers împreună cu câțiva preoți ca prin, pe la ușile studenților și aceștia au primit binecuvântarea preoților și au fost informați despre asociația noastră și despre activitățile pe care le desfășurăm. Minelor, a participat în primul rând studenți din partea Ascor Brașov și în fiecare seară avem cel puțin un preot, în special cei de la Capela Universitară de pe memorandum. Suntem organizați astfel încât fiecare student sau măcar la fiecare cameră să dăm câte un pliant, să dăm iconițe, cărți de rugăciuni, să invităm să participe la activitățile noastre care sunt foarte interesante și cu folos duhovnicesc, fie că mergem în pelerinaje sau în drumeții sau participăm la cenacuri literare sau discutăm cu duhovnici importanți. În general, studenții ne-au primit, cei care au fost în cămine când i-am căutat noi. Am văzut în unele camere chiar calendare ortodoxe, am văzut în general multă deschidere și pe hol unii studenți s-au oprit ca să sărute crucea, să-i sfințească părinți. Sfințirea Căminelor. Activitatea a început de luni seară alături de părinții slujitori și ceilalți membri ai asociației Ascor. Am mers prin fiecare cămin, i-am anunțat pe studenți că va veni părintele să sfințească. Studenții ne-au primit foarte deschiși, chiar au fost interesați de asociația noastră și de capela. Mulțumim Bunului Dumnezeu și părinților slujitori care ne-au soțit pe perioada acestei activități și sperăm să ducem la bun sfârșit această activitate, urmând ca săptămâna viitoare să mergem în căminele de pe complexul Colina, să sfințim și acolo și să le dăm o binecuvântare studenților la început de an universitar.